Asociația Județeană de Fotbal Giurgiu a organizat astăzi prima conferință de presă în noua ediție de campionat. Prezenți în fața jurnaliștilor Costel Spânu, inițiatorul întâlnirii, și Leontin Barbu, secretarul general al Asociației Județene de Fotbal, au ținut să facă precizări legate de preocupările la zi ale asociației, dar și despre noutățile organizatorice apărute. După cum știți, sâmbătă se dă startul Ligii a 4-a a fotbalului din județul nostru, iar duminică, a doua zi, imediat duminică, va începe și Liga a 5-a. Despre organizarea ediției 2015-2016 o să vă dea detalii domnul profesor Florentin Barbu, secretarul general al Asociației Județene de Fotbal Giurgiu. Turul campionatului Ligia 4-a, Seria Suci Nord, va lua startul cu câte 14 echipe, cu una mai mult față de sezonul trecut. S-a stabilit de comun acord cu delegații echipelor să mărim seriile de la 13 la 14 echipe, astfel urmând a participa ca și nou promovată în Seria de Sud echipa AS Mihai Bravo. În Seria de Nord problemele au stat un pic altfel, au fost două echipe care n-au mai dorit să participe în campionatul județean Liga a 4-a. Este vorba de FC Naipu, care a făcut cerere de retragere din campionat datorită posibilităților materiale care au fost limitate și nu au mai putut să continuă. FC Naipu, care se află în aceeași situație, FC Naipu fiind și echipă retrogradată. Și Unirea Cosoba, care a făcut o cerere ca să activeze în campionatul Ligii a 5-a, tot datorită problemelor financiare care s-au evit la primăriile sau cluburile respective. În Liga a 5-a, meciurile vor fi disputate de 12 echipe, repartizate în seriile Nord și Sud. În Seria de Sud s-au înscris un număr de 4 echipe care activează sau care au mai activat în campionatul Ligii a 5-a, dar după un număr de 4-5 ani au revenit în campionat. Este vorba de Comana, Grădiștea, chiar Putineiu, care au evoluat și anul trecut, dar anul trecut a fost o altă echipă, acum este o echipă nouă. În Liga 5-a, Seria Nord, s-au înscris un număr de 3 echipe, este vorba de Viitorul Clejani, o echipă nouă înființată, AS Podul Doamnei, la fel, care a evoluat și acum 3-4 ani în campionatul nostru. Și, cum am mai spus, cu Soba, care a retrogradat. Mai multe amănunte despre noutățile din campionatul județean al Ligii a 4-a și a 5-a puteți urmări mâine în rubrica Sport din jurnalul TV Giurgiu și în ediția specială difuzată imediat după știri.